Peste 67 de milioane de cazuri de infecție cu noul coronavirus au fost confirmate în lume, potrivit Universității Americane John Hopkins, care efectuează propriile calcule pe baza datelor de la autoritățile federale și locale, mass media și alte surse. Până acum au fost raportate 1,5 milioane de decese la pacienții cu coronavirus diagnosticați în întreaga lume, în timp ce peste 43 de milioane de oameni și-au revenit. Epicentrul noului coronavirus a fost depistat acum, păstând proporțiile un an, în provincia Wuhan din China, țara care a gestionat foarte bine răspândirea infecției. Anul trecut, dar și la începutul lui 2020, China a fost acuzată în repetate rânduri despre faptul că ar fi ascuns în mod intenționat apariția primelor cazuri de infecție.